Bună ziua, dragii mei telespectatori, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru faptul că mă intrați pe live și că mă vizionați vlogurile. Vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez cu drag a voastră Pandele Laura. Haideți să începem. Ieri a fost gala și ce vedem? Vedem că Rareș minte. Am văzut un lucru foarte bun și sper să înțeleagă doamna prezentatoare că așa se procedează într-o emisiune când ai de-a face cu astfel de concurenți care nu-și asumă faptele decât în momentul când îi demaști. Rareș a spus că el nu a vorbit cu Maia referitor la o posibilă relație și în momentul când prezentatoarea a cerut telefonul, am văzut cu toții că de fapt Rareș a mințit. De aici trag o concluzie și bine ar fi ca Rareș să m-auzi și să ții cont. Pe viitor încearcă să fie asumat, încearcă să nu umbli după doi iepuri, că nu prinzi niciunul. Și chiar dacă ți-ar fi plăcut și Mariana și Aia, trebuia să fii ferm pe poziție, nu Aia, scuzați, Maia, trebuia să fii ferm pe poziție și să spui, da, îmi place de amândouă, dar nu știu cu care mă potrivesc. Exact cum face și Mariana. Mariana e asumată, vă atrage pe toți trei în cursă, și pe tine, și pe Comănici, și pe Marinescu, și spune, încă nu m-am hotărât, încă nu mi-ați demonstrat. Asta trebuie să faci și tu, Rareș, pe viitor, și ceilalți băieți, și cei care vor mai intra. Fiți asumați și nu mai mințiți, că de fapt vă mințiți pe voi și până la urmă falsitatea iese la suprafață. Asta e Rareș, ai dat-o cu buta în baltă, chiar pe ultima sută de metri și ai demonstrat tuturor că ești fals. N-am ce să spun, asta e, îmi pare rău că ai fost eliminat, dar cam asta se întâmplă cu cei neasumați și în viața de zi cu zi. După ce văd, bineînțeles, Alexandra, care iar a acaparat emisiunea, care iar ne terorizează cu urletele ei, îl acuză pe George că dacă ia o scamă de pe jos, George țipă. Păi, Alexandra, tu te-ai uitat la tine? Tu la tine decât George țipă, dar tu țipi la toți, inclusiv la fete, inclusiv la băieți. Ei nu pot face un material că trebuie să te bați tu, moț, că tu ești aia corectă, tu ești aia imparțială, tu ești aia... Deci, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, n-am mai vrut să vorbesc de femeia asta, dar nu se poate, nu se poate pentru că aduce niște afirmații care la un moment dat te uiți la ea și spui, mă, asta gândește când vorbește. Mă, asta conectează creierul la gură. Haideți să vă dau așa câteva exemple. Deci una, îl acuză pe George că dacă ea ia o scamă de pe jos, George sare în sus, ea uitând că ea sare la toată lumea și nu poate nimeni să aibă un material de ea, că ea intervine. Ce-am mai văzut? Ce face cu Codruț? Acum e pe masă Codruț, acum e sub masă Codruț, acum Codruț trebuie să se schimbe, ea vorbește cu Achebono la telefon, Codruț nu are voie, ea are 26 de ani și statut de mamă, și a venit într-o emisiune matrimonială să-și găsească marea dragoste. Deci ce să înțeleg, dragii mei telespectatori, că o mamă își lasă copilul acasă ca să-și găsească marea dragoste și marea dragoste a ei constă în puși de 20 de ani. Păi cât de falsă poți să fii, măi, Alexandra? Dar tu chiar crezi că noi avem ciungă în păr? Tu, asta care ești foarte corectă, l-ai acuzat pe Marinescu și pe majoritatea că i-au venit pentru afirmare. Iar tu, mămică fiind, ai venit pentru marea ta dragoste, în spate cu sora ta. Deci ați venit două surori să vă găsiți marea dragoste într-o emisiune
matrimonială cu ghilimelele de rigoare și ai un copil acasă care suferă după plecarea ta și te vrea înapoi acasă. Dă-ți cu reveneală. Dă-ți cu reveneală că se vede că ești falsă din cap până în picioare, că ne minți pe toți și te minți și pe tine că ai început să te crezi. Păi cum e posibil să-mi spui tu mie, mă mică, că ai venit într-o emisiune să-ți lași copilul acasă pentru marea ta dragoste? Nu te crede nimeni. Tu ai venit aici pentru money. Și tu și sora ta, nu ați venit pentru marea dragoste. Că în primul rând o mamă nu-și lasă copilul pentru dragoste. Eu n-am auzit decât la femeile alea care nu sunt asumate, care nu își acceptă statutul de mame, să-și lase copilul cine știe pe unde. Pentru dragoste, a, că ți-l lași pentru muncă, e cu totul altceva. E cu totul altceva. Să mă ierte Dumnezeu. Da. Asta e. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, vă rog frumos, dați-vă și dumneavoastră cu părerea și, în mod special, mamele. Dacă dumneavoastră v-ați lăsa copilul cu bunicii, să vă găsiți marea dragoste. Și nu se știe când vii acasă, peste 6 luni, peste 5 luni, peste 1 an. Deci, repet, nu pentru muncă, pentru o emisiune matrimonială. Să-ți lași copilul în casă și să vii la o astfel de emisiune să-ți găsești marea dragoste. Și ea se pupă cu puști și se linge cu puști de 20 de ani în emisiune. Mamă fiind. Dragii mei telespectatori, credeți-mă că nu vine să cred. Am impresia că ea uită că e mamă. Nu știu de ce. Am impresia că văd că nu mai uită că are niște atribuții și niște obligații. Nu știu, dați-vă și dumneavoastră mamele în general. Nu puștoaicele care încă nu cunosc sentimentul de mamă. Când ai propriul tău copil și știi că te așteaptă acasă. Vă rog frumos, dați-vă și dumneavoastră cu părerea și spuneți-mi dacă credeți că această mămică a venit, cum afirmă ea, pentru marea ei dragoste cu sora ei la pachet. Și sora își găsește marea dragoste, că n-am înțeles. Amândouă vreți să vă măritați în același timp? Să mă ierte Dumnezeu. Nu, 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 nu pot să înțeleg. Mă depășește. Ce văd? Văd că se aduce iar în discuție miștoul făcut de Mihai. Eu în emisiunea respectivă i-am apostrofat pe toți, inclusiv pe Marinescu. Ca să văd că toți concurenții, în momentul când au dat imagini din acea emisiune, cu Mihai în speță, toți râdeau. Inclusiv Alexandra, inclusiv Comănici. Și mai ales, uitați-vă dacă nu ați pierdut, când Marinescu îl învârte pe Mihai cu canapeaua. Alexandra era toată un râs. Se bucura ce se întâmplă cu Mihai. Nu am fost de acord sub nicio formă, dar ca să constatăm că, de fapt, Mihai l-a rugat pe Marinescu să-l aducă în subiect și să facă materiale cu el. Dar trec peste asta, ce văd? Că iese Mihai din emisiune constatând că, de asta vă spun că Mihai încă nu este matur, e imatur pentru vârsta lui, iese din casă mai mult plângând. Și ce văd? Văd că se duce Andrada, bravo ție Andrada, se duce și îl compătimește, după care îl văd pe Comănici, care el râdea. Și începe să explice că, știi, noi nu râdem de tine, niște aberații, niște minciuni și falsitate în toată puterea cuvântului. În momentul când au intrat în casă, ce să vedem? Că Alexandra a sărit, iar râzând la acele imagini, a sărit pe Marinescu, că Marinescu nu e ok ce face. Măi, cât de fals sunteți, mă! Deci Alexandra și Comănici, dragii mei telespectatori, sunt cei mai falși. Abia așteaptă să se întâmple ceva și ei pozează în concurenție aia buni, dar de fapt ei sunt cei mai perverși și cei mai vicleni.
Acum s-a văzut pe față. Comănici cu Alexandra râdeau și în momentul când prezentatoarea a spus că nu e ok, au schimbat-o imediat. Ăla a fugit după Mihai în baie, iar astălaltă îl acuza pe Marinescu în direct, ea fiind amuzată de lucrurile astea. Urât, urât că n-aveți demnitate și se vede că sunteți falși. Dar ați uitat un lucru, că sunteți filmați și noi, telespectatorii, vedem orice mișcare de-a voastră. Așa că rușinică Alexandra și Comănici. Ce mai văd? George punctează foarte bine la adresa lui Mihai și Marinescu. În momentul când Marinescu aduce în discuție, dragii mei telespectatori, eu n-am vrut să fac mișto de Mihai, dar el m-a rugat. Aici George a punctat foarte bine și le-a spus de ce faceți, de ce vă programați materiale pentru emisiune. Voi faceți planuri de acasă. Astea erau întrebări pentru prezentatoare, nici de cum un concurent. De aici, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, să înțelegem un lucru, că această prezentatoare nu este potrivită pentru acest format, o depășește foarte tare aceste atribuții, nu știe să fie moderatoare, a făcut faza cu telefonul, a aflat imediat, dar după aceea n-a mai punctat absolut nimic cât să scoată în relief cine-i vinovatul și ce se întâmplă, de ce s-a ajuns acolo. În schimb, George a punctat și cu Maia și cu Rareș, a punctat și cu Marinescu și cu Mihai. Bravo ție, George! Măcar poate, dacă doamna prezentatoare nu vrea să țină cont de doamna Mantea, care este talon de prezentatoare, măcar poate învață de la concurenți cum să modereze și cum să pună niște întrebări pertinente. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, dați-vă cu părerea și din punctul ăsta de vedere, dacă considerați că această prezentatoare are feeling-ul ăla de moderatoare și că știe cum să pună problema. Vă rog frumos, poate mi se pare mie. Ce văd? Văd că Rareș, Alexandra și cu Marinescu sunt iar favoriți. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, nu înțeleg cum această ființă, Alexandra, este tot timpul votată la favoriți. M-am uitat pe toate grupurile și credeți-mă că am foarte multe. Să știți că nu sunt atât de mulți telespectatori cum vor să ne arate nouă turcii. Este un grup, două maxim, care o susțin și sunt anumite persoane care alea susțin sus și tare și culmea că sunt și femei în vârstă și am mai văzut și foarte mulți tineri. Dar sunt două, trei femei mature care sunt genul ăla de bibișoare, care nu gândesc, susțin femeile astea mame. Repet, mamă care îți lași copilul acasă să vii să-ți găsești marea dragoste. Eu asta nu pot să accept. Că te duci să muncești e cu totul altceva. E cu totul altceva. Dar ca să afirmi că am venit pentru marea dragoste, să mă ierte Dumnezeu. Să mă ierte Dumnezeu, dar deja, și mai ales că ea spune că nu este falsă. Nu, ești falsă din cap până în picioare. Ce vedem? Vedem că Alexandra iar e favorită, iar ia banii și că Rareș este eliminat. Părerea mea, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, că Alexandra a pus totul în aplicare. Dacă vă aduceți aminte, ea afla că Rareș nu o suportă, de asta l-a și chemat în camera roșie, să-l tragă la răspundere, să-i dea o explicație de ce nu-l suportă. Și acum a prins momentul să-l voteze spre eliminare. Și văd că Andrada s-a cam dat de partea cealaltă. Nu știu ce să spun, dar mi se pare, Andrada, că ești cu șapte fețe. Când colo, când colo, vezi că urmezi exact ce face Rareș.
Dacă nu ești asumată și nu știi ce vrei în viață, vei pierde pe mâna ta. Ce am mai văzut? Am mai văzut la Maria. La Maria că este destul de sinceră și de corectă în anumite situații. Alexandra, bineînțeles, că o atacă spunând că de ce sare Maria tot timpul când e vorba de Codruț. Păi, Alexandra, dacă nu te duce capul, hai să-ți explicăm noi. Maria, dacă punctează, vede niște chestii, că băiețelul ăsta, Codruț, i s-au cam aprins călcâiele după tine, iar tu îți bagi joc de el. Și că luminești în ultimul hal. Și atunci e normal, ea fiind mai matură, să-ți spună, păi măi, Alexandra, ori îl vrei, ori îl luminești. Hotărăște-te odată, cum și noi, telespectatorii, vedem același lucru. Deci, din punctul ăsta de vedere, Maria, bravo ție. Ce-am mai văzut la Maia? Maia mi se pare o fată manipulabilă, o fetiță manipulabilă de Alexandra și mai mult ca sigur va pierde pe mâna ei. Maia, mare atenție la Alexandra și fii asumată. În primul și în primul rând, tu spui de Marinescu că o zi e cu aia, o zi e cu Mariana, o zi e cu tine. Dar eu vin și te întreb pe tine. Tu ce faci? Tu nu o zi ești cu Rareș, o zi ești cu Alexandru, o zi vorbești cu ăla, o zi... Măi, vă cunoașteți! În momentul când spune, ești iubita mea, și atunci vezi că se mai duce în alte părți, atunci da. Dar până când vă cunoașteți, el poate să cunoască și cinci fete odată, ca să vadă care îi se potrivește. Dar voi nu înțelegeți lucrul acesta. Decât în momentul când v-ați declarat cuplu, atunci poți să-l acuzi. Că ce faci tu, acuzațiile care le aduci lui Marinescu, faci și tu. Vorbești și cu Rareș, vorbei, că acum nu mai e Rareș, vorbești și cu Alexandru, vorbești cu băieții. Deci cum facem? Așa că dă-ți cu reveneală și nu mai copia pe Alexandra, că îți vei lua un mare hate de la telespectatori și mai mult ca sigur, ți se va face o încuietoare și vei fi eliminată. Mare, mare atenție! Asta e. Dragii mei telespectatori, de moment mă opresc aici. Am uitat. Am văzut că intră Nicos. Tare sunt curioasă să vedem ce se întâmplă. Ce urmează. Nu știu sigur, dar în seara asta, dar mâine seară voi intra pe live să vedem ce face Nicos. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, acum vă las. Mă grăbesc foarte tare. Vă doresc o săptămână minunată, plină de sănătate, că avem nevoie, și de fericire și belșug. Și ne vedem cu bine data viitoare. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura.